Salutare tuturor, celor mici și celor mari! Voi citi povestea intitulată Conii știe cât e ceasul. Conii desface curioasă pachetelul pe care i l-a adus bunica. Un ceas deșteptător. Este albastru. Are un cadran cu 12 numere și două ace indicatoare roșii. Conii se bucură. Acum se va putea trezi singură și va ști în curând, fără ajutorul mamei, cât e ceasul. Conii poate fixa imediat ora. Acul mic roșu indică orele. Acum e ora 3 fix. De aceea, acul mic este pe 3. Și cel mare? Conii se uită întrebător la bunica. Acesta este minutarul, o lămurește bunica. La ora exactă, acesta stă întotdeauna sus, pe 12. Și când dimineața de vreme indicatorul cel mic stă pe 7, iar cel mare pe 12, ceasul deșteptător sună de trezire, spune mama. Ea setează cu acul alb subțire pe care Conii abia acum îl descoperă ora de trezire. Apoi pune o baterie în ceasul deșteptător. Ceasul a pornit și măsoară timpul cu un tic-tac, tic-tac, abia perceptibil. Mamă, tată, trezirea! Strigă Conii și dă buzna în dormitor. Afară e lumină, păsările ciripesc și acul mare e pe 12. Conii este trează de-a binele. Mama nu. Somnoroasă încă, privește cu un ochi la ceasul deșteptător pe care Conii îl ține sub nas. Da, acul mare este într-adevăr pe 12, dar cel mic este pe 6. Deci e abia ora 6 dimineața. Prea devreme pentru trezire, este de părere mama. Conii trebuie să se mai culce puțin. Dar Conii nu mai poate dormi. Se uită la ceasul deșteptător și observă liniile mici dintre numere. Acul mare se mișcă încet, înaintând câte o linie, dar cel mic parcă a încremenit. Nu pare să se miște. Conii se joacă o vreme cu motanul miau, desenează puțin și apoi trebuie să meargă la toaletă. La baie, Conii se spală cu multă apă și săpun. Miau preferă să se curețe fără apă, cu limba și cu lăbuțele. Conii își caută în dulap puloverul preferat. Îl vede într-un târziu. E cel mai de sus din stiva de haine. La acesta își ia pantalonii albaștri de ieri și șosete în dungi. A terminat. E gata îmbrăcată. Mama trebuie să-i mai lege doar nelipsita fundă roșie în păr. Când Conii tocmai voia să fugă la părinții ei, sună ceasul deșteptător. Acul mic s-a mișcat din loc și se află fix pe 7, iar cel mare pe 12. Acum chiar e ora 7. Și la ceasul din bucătărie, acele stau exact ca la ceasul deșteptător, pe 7 și pe 12. Mama îi leagă funda lui Conii. De ce se mișcă acul mic mai încet decât cel mare? Întreabă Conii. Acul mic indică orele. De aceea, el are nevoie de o oră întreagă până să ajungă la următorul număr și de 12 ore, deci o jumătate de zi, pentru a parcurge tot cadranul ceasului.
Minutarul reușește să parcurgă întregul cerc în doar o oră, explică tata. Cei mari sunt mai rapizi decât cei mici, râde Connie. Și eu pot fugi mult mai repede decât Iacob. Și apoi fuge să se spele pe dinți. Tata o duce pe Connie la grădiniță. Când ajung acolo, este ora 8. Ceasul din turnul bisericii din apropiere tocmai bate de 8 ori și acul mic se află fix pe 8. La grădiniță, Connie ia ceasul didactic mare din lemn. La acesta poate aranja singură numerele pe cadran. Mai întâi, Connie vrea să-l pună pe unul sus, dar apoi își amintește că la ceasul deșteptător și la ceasul din bucătărie, 12 este sus. Urmează 1, apoi 2, iar 6 este jos. După ce Connie a aranjat numerele, educatoarea Hannah o ajută să indice ora cu acele. Este ora 8:30. Acul mic vine exact între 8 și 9, iar cel mare pe 6. La 9:30, copiii iau un al doilea mic dejun. Connie mută acul mic între 9 și 10. Înainte de masă, copiii recită următoarea zicală. Dimineața de vreme, la 6, vrăjitoarea apare în carne și oase. Dimineața de vreme, la 7, ea mănâncă mere coapte. Connie le povestește copiilor că și ea s-a trezit în dimineața asta la ora 6. După micul dejun, la ora 10:30, începe un concurs pentru copii cu următoarele probe. Cine poate sări cel mai departe? Cine aruncă cel mai departe cizmele de cauciuc? Și cine fuge cel mai repede odată în jurul curții? Educatoarea Hannah măsoară timpul cu un cronometru. 1:03. Minunat, Connie! O laudă Hannah. Dar Iulia este cu o secundă mai rapidă. Ce este de fapt o secundă? Întreabă Connie. Timpul de care ai nevoie pentru a spune odată pește, îi răspunde repede Luca. Și dacă spui asta de 60 de ori, a trecut 1 minut. 1 minut are deci 60 de secunde și o oră are 60 de minute. Exact atunci se aud 12 bătăi ale ceasului din turnul bisericii. Este ora 12 la prânz. Jumătate de oră mai târziu, mama vine după Connie. Tata e liber azi și pregătește aluatul de pizza. Connie aranjează pe aluat 12 felii mici de salam. Acum avem un ceas pizza, se bucură ea. Mama bagă pizza în cuptor. Connie trebuie să o anunțe când acul mare se va afla pe 3 și cel mic după 1. Atunci va fi ora 1:15 și pizza va fi gata. Connie primește primul sfert, iar Iacob pe cel de-al doilea. A mai rămas jumătate de pizza și mama își ia un sfert. Acum ceasul pizza a rămas fără 3 sferturi, râde Connie. După masă, acul mic al ceasului din bucătărie este puțin înainte de 2 și cel mare pe 9. Este ora 2 fără 1 sfert.
Mama, Connie și Iacob merg la cumpărături. Ce lungă e coada de la casă! Connie se uită la ceasul mamei ei. Ambele ace sunt pe 3. Este ora 3:15. Când în cele din urmă ies din magazin, Connie se gândește că mai mult ca sigur a trecut o oră întreagă. Dar mama îi arată pe ceasul de mână că au așteptat doar 5 minute. Acul mare a înaintat doar un singur număr, iar cel mic deloc. La ora 4:15, Connie stă fericită pe poneiul ei. Ea trebuie să călărească în sensul acelor de ceasornic. Connie știe exact ce înseamnă asta. Spre dreapta, ca acele ceasurilor. Dar de ce trece ora de călărie atât de repede? I s-a părut că a călărit cel mult 5 minute. Ciudat cum timpul trece uneori atât de încet și alteori atât de repede. Tata o ia pe Connie de la ora de călărie. Și în mașină este un ceas. Dar acesta nu are ace indicatoare, doar numere. 1700, citește Connie când ajung acasă. Ce înseamnă asta? Este ora 17, spune tata. Adică ora 5 după amiaza. Multe ceasuri digitale numără după ora 12 mai departe, până la 24. Lui Connie îi plac mai mult ceasurile cu ace. Acasă se mai joacă puțin cu Iacob. Îi explică ceasul cu ajutorul ceasului ei deșteptător și al ambelor brațe. Vezi tu, când ambele ace sunt sus, este ora 12. Connie ridică ambele mâini. Și când cel mare este sus și cel mic este pe 1, este ora 1. Apoi vine ora 2, ora 3, ora 4, ora 5 și când cel mic este jos de tot, este ora 6. Atunci Connie își lasă brațul stâng să coboare încet. Tic-tac, râde Iacob și ține ceasul deșteptător la ureche. Tic-tac. Și ceasul din bucătărie arată ora 6, când mama îi cheamă la cină. Acele se află exact în poziția în care erau azi dimineață când s-a trezit Connie. Dar acum este ora 6 seara. Mobilul lui tata arată ora 18. Dar după masă, Connie s-a săturat deja de urmărit ceasurile. Este ora de cuibărit pe canapea, strigă ea. Lui Connie îi place asta foarte mult, pentru că atunci toată familia se ghemuiește pe canapea pentru a se juca, a citi sau a se uita la filme. De data aceasta, Connie este atât de obosită încât adoarme foarte repede. La ora 7:15, mama închide cartea. E ora somnului, spune ea. Connie își îmbracă pijamaua și merge la baie să se spele pe dinți. Exact 2 minute. Are pentru asta o clepsidră mică. Când nisipul s-a scurs în întregime, au trecut 2 minute. La ora 7:30, Connie este în pat. Mama îi dă un pupic de noapte bună. Tata îi mai citește o poveste, dar până s-o termine de citit, Connie deja a adormit.
Numai observă cum afară se întunecă treptat și răsare luna. Motanul miau se furișează încet afară din casă. Un arici foșnește în tufiș. Un liliac pornește la vânătoare de țânțari. Clopotul ceasului din turn bate de 12 ori. Este miezul nopții. Însă, Coni doarme și visează cu numere care dansează în cerc și cu ace indicatoare de ceas care saltă încoace și încolo. Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea!